Care a fost, revenind puțin așa la mandatul pe care l-ați avut la Ministerul Sănătății, care a fost cea mai mare problemă cu care v-ați confruntat din poziția de ministru? Nu știu, lipsa personalului medical, în afară de această perioadă care ne-a luat prin surprindere pe toată lumea. Cred că a fost o perioadă de început în care am fost și secretar de stat, iar apoi ministru. Momentul Suceava a fost cel mai greu. Condițiile în care personal medical speriat, se pregăteau demisii, se pregăteau concedii medicale, se pregăteau pensionări și un sistem medical care își dovedea, eu știu, goliciunea. Lipsa de echipamente, lipsa de medicamente, materiale sanitare, proastă colaborare între un DSP local, autoritate locală, management spitalicesc, o proastă colaborare între managementul spitalului și corpul medical din subordine. Cred că acel moment, Suceava, a fost momentul de cotitură. Gândiți-vă că se discuta în acest moment despre Lombardia României. A fost un moment dificil, a fost un moment greu din care am învățat toată lumea, și eu ca secretar de stat și apoi ministru, și corpul medical în lupta cu acest dușman nevăzut și necunoscut la ceva. Da, mă gândesc că informațiile se știau deja despre situația de la spitalul din Suceava. Știți cum e? Eu când am ales să plec în teritoriu, noi deja făcusem un centru de comandă în Ministerul Sănătății, primeam informații de la fiecare spital, care este stadiul stocurilor, materiale sanitare, ceva nu se bătea, ca să zic așa, ceva nu se lega teritoriul cu centru. Și atunci, secretar de stat fiind, am ales să plec în teritoriul la Suceava. Realitatea. Într-adevăr, ați fost unul dintre miniștrii care erați mereu pe teren. Realitatea a fost alta. Să aud un corp medical care îmi spunea că nu au echipamente sau că mimau îmbrăcatul și dezbrăcatul echipamentului sau făceau cu un echipament imaginar pe nici mine. Să ajungi să vezi personal care spunea că nu știu să se echipeze, pentru că n-au fost instruiți, deja a fost greu. Să găsești doar 10% din personalul unui spital foarte mare, valid în acel moment, să găsești structuri căzute, să pregătești în 24 de ore o unitate de primire urgență cu personal din centrul universitar Iași, 98%, și le mulțumesc încă o dată pe această cale, să cauți într-un județ ca Suceava backup-uri ca unități medicale, să găsești Rădăuțul și Fălticeniu pentru cazurile ușoare și medii, restul să pregătești în Iași, începând cu Pașcaniu, să primească cazurile din Suceava, să găsești o populație care era disperată de frică, nu mai mergeau la spitalul județean Suceava, luau mașina personală și mergeau către Botoșani, către Iași sau către Neamț, transmițând boala. A fost un moment destul de dificil, dacă bine vă aduceți aminte, a urmat și o carantinare a Sucevei. A fost un moment, cred că acela a fost moment T0 sau moment 0 în care noi ca autorități am început să cunoaștem pandemia și am luptat într-adevăr cu dânsa. E foarte interesant ce spuneți, pentru că, da, din raportări înțeleg că stăteam bine la Suceava, nu existau astfel de probleme. E posibil să mai avem o astfel de situație și în alte spitale județene din țară? Cred că în acest moment discutăm de pe un alt palier și de pe o altă experiență. Dacă țineți bine în minte, în momentul martie-aprilie, când a fost starea de urgență decretată de președintele României, atunci am avut și coordonarea la Ministerul Sănătății a managementului spitalicesc. Am lăsat subordonarea ordonatorului de credit către autoritățile locale, dar tot ce însemna activitatea medicală era preluată de Ministerul Sănătății. Atunci am putut centraliza, atunci am putut merge congruent, să spun așa, cu atitudinea noastră și am putut și evalua managerii. Atunci spuneam și, eu știu, rămân în continuare la aceeași părere, 80% din managementul spitalicesc era sub valoarea unui management adevărat. Și atunci vedeam și ce se întâmplă la acele spitale. Cred că odată cu reevaluarea a tot ce înseamnă management spitalicesc, cu tot ce înseamnă concursuri corecte, cu tot ce înseamnă oameni profesioniști, putem să judecăm altfel o unitate spitalicească și putem să stăm și la un birou ministerial și să ne uităm, da, că informațiile sunt corecte. Deocamdată îmi păstrez părerea mea că mai avem un pic de treabă.